Fii atent! Am ajuns în zona unde la Timișoara se produce display-ul central de pe clasa A, de pe clasa B, de pe GLA, de pe GLE Coupé, al sistemului Command. Ok. Aceasta este versiunea cu diagonala de 8 inch, care e opțională. Standard este cea de 7 inch diagonală. Ei bine, display-ul ăsta de 8 inch este special pentru că între sticlă și display-ul propriu-zis este inserat un material special. Ăsta e siliconul ăla de la Optical Bonding? Exact, care te ajută să ai contrast și culori mai bune. Băi, fii atent. Eu am înțeles că tu știi mașinile pe care este pus acest central display, dar tu trebuie să știi și cum e produs. Fii atent. Este atât de șmecher încât aici se asamblează carcasa cu placa de bază și cu tot. Nunta. Se împinge, asta e nunta, da, aici se face nunta. Se împinge cu un aparat automat aici și cu niște șuruburi. Și ce crezi? Fiecare device din ăsta, la fel ca toate device-urile din fabrica Continental, ce crezi? Are un serial number ID al lui, pe care Daimler îl știe și poate verifica în orice moment parametrii produsului. Înțelegi? Și după aia de pe linia asta ajunge aici la un test automat. Și din testul ăsta automat pleacă la un test uman final. Lasă-mă cu testele tale în camera obscură, pentru că aici, la Continental, în Timișoara, se produce în lateralul tău, pe această linie, unul dintre cele mai avansate tehnologii display-uri din industria auto. Are 12 inch diagonală și include și procesor grafic. E vorba de display-ul din clasa A sau S și sunt două. Pui unul și îți afișezi instrumentarul de bord și ai al doilea pentru comandă. Made in România.